Bună ziua și bun venit! Mă bucur că suntem într-un număr așa de numeros, ca să zic, la Domeniul Cultural Cuțu Fănești. Și astăzi avem o ședință ordinară, extraordinară, Consiliul Local Cuțu Fănești. Prin urmare, o să procedem la toate etapele specifice unei ședințe a Consiliului Local și o să dau cuvântul domnului secretar general al Domeniului Cuțu Fănești, Manea Vasile. Stimată asistență, stimați consilier, astăzi este convocată ședința extraordinară a Consiliului Local Comunal. Va trebui să fac prezența nominală a consilierilor și apoi să alege președinte de ședință, pentru că a expirat mandatul postului consilier domnul Voicu Petra. Deci o să fac apel nominal, vă rugăm să vă ridicați în picioare. Domnul Adunaie Florin. Prezent. Domnul Antonio Florin. Prezent. Domnul Octan Adrian. Prezent. Domnul Bășcu Vasile. Prezent. Domnul Ivan Cescu Gheorghe. Prezent. Domnul Petrica Gheorghe. Prezent. Domnul Plom Liviu. Prezent. Domnul Tăcu Sorin. Prezent. Domnul Săcaru Constantin. Prezent. Domnul Antonio Ivan. Prezent. Domnul Voicu Florin. Prezent. Domnul Voicu Petre Adrian. Prezent. Domnul Vania Constantin. Prezent. Domnul Chico Livie, delegat Sofies. Da, acum a ieșit, mi-a spus că la niciodată. Domnul Chico Ioan Jean, delegat Sofies. Fiind prezent toți consilierii, pentru bună socializare cu ședințe, vă rog să facem plăcut pentru președintele de ședință. Și ne propune, domnul Chico. Propun eu ce să facem. Nu mai fiți alte probleme și nu este pentru domnul Ivancescu. Unanim. Domnul Ivancescu, vă rugăm să dați conjunctură. Vă mulțumesc pentru și declar deschise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local. Vă aș ruga pe toți să vă ridicați în picioare. Oh,
ședință proiectul ordinei de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Cotroceni, județul Bacău, pe anul 2022. Inițiator primarul Colariu Viorel. Punctul 2. Este amânarea diplome de cetățean de onoare a Comunei Părintelui Florea Vasile. Și punctul 3, diverse. Dacă sunteți cu de acord cu ordinea de zi sau dacă mai aveți și alte de la ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă se abține cineva. Deci, în unanimitate, a fost aprobată ordinea de zi. Începe cu punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și pentru aceasta dau cuvântul doamnei contabil Iacon Iulia. Da, da. Deci, raport de specialitate privind rectificare bugetară. Subsemnata Iacon Iulia, contabil la Comuna Cotroceni, județul Bacău, având în vedere legea 273/2006 privind finanțele publice locale republicată, legea numărul 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, având în vedere adresa AJVB Bacău numărul 3674 din 3-11-2022, prin care ne transmit influența bugetului local privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și alocarea acestora pentru plata unor cheltuieli curente și de capital. Rog a aproba în ședință de Consiliu aceste influențe după cum urmează. La partea de venituri se suplimentează cu suma de 200.000 lei, capitolul 11.0206, și anume sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale. La partea de cheltuieli se suplimentează cu suma de 70.000 lei, capitolul 5102, autorități publice, din care cheltuieli de personal 20.000 lei, cheltuieli bunuri și servicii 50.000 lei. Se suplimentează cu suma de 80.000 lei, capitolul 6750, alte servicii în domeniul culturii, recreierii și religiei, cheltuieli pentru susținerea cultelor. Se suplimentează cu suma de 30.000 lei, capitolul 6802, asistență socială în caz de invaliditate, și anume cheltuieli pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap. Se suplimentează cu suma de 20.000 lei, capitolul 8402, drumuri și poduri, cheltuieli bunuri și servicii. În vederea terminării unor obiective de investiție până la sfârșitul anului, se impune modificarea acestor investiții după cum urmează. Se transferă suma de 70.000 lei de la capitolul 6502, și anume reabilitare și amenajare grupuri sanitare la corpurile B și C, Școala Gimnazială Cotroceni, județul Bacău, la capitolul 6702, alte servicii în domeniul culturii, recreierii, religiei, pentru investiția, modernizare, casa parohială, sat Cotroceni, Comuna Cotroceni, județul Bacău. Se transferă suma de 70.000 lei de la capitolul 6702, alte servicii în domeniul culturii, și anume construire casă socială pentru evenimente, sat Cotroceni, Comuna Cotroceni, la același capitol pentru investiția în modernizare casa parohială sat Cotroceni, Comuna Cotroceni, și anume 40.000 lei. Pentru investiția modernizare parc sat Cotroceni, Comuna Cotroceni, se alocă suma de 30.000 lei. Rog a aproba în ședința extraordinară rectificarea profesiei. Da, o să rog, domnul președinte, să spun câteva cuvinte ca să fiu mai lămuritor, ca să spun așa. Este vorba despre o rectificare bugetară în sumă de 200.000 de lei, în bani noi, 2 miliarde în bani vechi. Aceste sume sunt venite din rezerva, din fondul de rezervă al Guvernului și vin pentru acoperirea unor cheltuieli. Adică, cum spunem noi românește, ne mai dă o gură de oxigen. Sunt bineveniți, orice bănuț care este intrat în vistieria
primărie, momentul Zuhănești este binevenit. După cum ați văzut, sunt repartizați la modernizare parc comunal, la casa parohială cu parc comunal, după partea la Căzuți, la persoanele cu dizabilități și așa mai departe. Suma nu este mare, dar este, cum să vă spun, mă repet, este o gură de oxigen care este bună. Da, de ne mai dăși peste o lună de zile încă 2 miliarde de lei. Foarte bine și peste o lună. Până se încheie anii tot așa, din 2001. Acum, anul ne mai avem decât o lună și ceva, iar că dacă de luni intrăm în postul Crăciunului și speranțe multe nu mai sunt. Dar știu, poate vine Moș Crăciun, poate ne mai aduce câte ceva. Dacă sunt întrebări, lămuriri, domnii consilieri, nu știu eu, cetățenii comunei cu Țufărești, legat, știu eu, de întreaga activitatea primării comunei cu Țufărești, vă stăm la dispoziție, dar să fie succinte, clare și la obiect, ca să nu pierdem timp. Altfel dau cuvântul domnului președinte. Dacă nu sunt alte luări de cuvânt, rog comisiile specializate. Aici, în bugetul local, ce s-a suplimentat, sunt prevăzut și pentru drumul și poduri. Am înțeles că, din momentul de față, s-a dat drumul la asfaltările din cadrul comunei Cățopănești, ceea ce este prevăzut. Da. O întrebare bună este, eu am să mă ridic în picioare ca să... Pentru că eu mă duc de a lămuri și trebuie lămuri. După cum bine știți, noi avem un proiect de vreo 3 ani de zile, pe fonduri europene, în ceea ce privește asfaltarea drumurilor comunale, nu mai sunt nici județene, că le-am asfaltat pe toate. Dan Spătarov n-ar fi invidios pe noi. Dumnezeu să vede că fie țărea mă ușoare. E vorba de drumurile laterale, adiacente drumurilor principale. Și avem aici, pe satul Borșani, avem drumul de la biserica care duce la parohia sa, Bisericii Borșani, drumul de la pe după grădin și drumul de la care duce spre Bâlca. La Bâlca, că am vrut să împăcăm pe toată lumea. La Bâlca avem drumul care vine spre punte, spre zona domnului viceprimar, ca să fie mai pe înțelesul celor care sunt localnici. Drumul care merge la biserica Bâlcii și drumul care merge pe lângă paralel cu școala generală 1-4 și grădinița satului Bâlca. Iar la Coțofăniște avem drumul care merge la Vică Matei, nu se spun pe străzi că nu le reține, zice unde am memorat încă. Drumul care pleacă de la Trif, se încheie undeva la Bogor în Luncă și de la Fărul Voicu. Și avem drumul de aici de la Romică Grădinaru care se termină până la Rom, pe partea și pe alta. Despre asta este vorba. Da, sunt niște bani prevăzuți. Deocamdată nu mai suntem pe program european, suntem pe program național, vechiul PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală, a devenit Angel Salim. E bine că a construit un pod mare și frumos. Noi așteptăm, în schimb, sunt niște condiționalități care sunt puse, trebuie neapărat să existe apă, canal și să mai fie asfalt. Lucru care este, este foarte bun. Bun ar fi fost dacă această gândire, bine ar fi fost dacă această gândire era fixată de la începutul dezvoltării localităților rurale, de a aduce bunuri și servicii. Dar, acum a fost trezit dumnealui, bănuiesc că o să iasă această condiționalitate pentru faptul că dacă luăm mediul rural, cam 85% nu au canalizare. Sau dacă unii mai au, nu sunt funcționale. Pentru noi, noi suntem încurcați și dacă nu știu bine cei care au fost la depunerea jurământului meu, aici, pe acest loc, unde stă domnul președinte ședință al Consiliului Local, a stat domnul președinte al Consiliului Județean Ivancea și suntem pe program cu ADIS, cu ADIBU, Agenția de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, și acolo suntem vreo 60 de comune. Și programul se desfășoară pentru un program european de data aceasta, POIM, care programul operațional pentru investiții, care nu au prins contur pentru că s-au lovit de fel de fel de aspecte, știu eu, de avize de la mediu, de la drumul, de la SNCFR și așa mai departe. Da, una peste alta, despre asta era vorba și bine că am lămurit ca să știe lumea. Eu am toată credința și speranța că anul ăsta nu se rezolvă, dacă e speranță. Am speranță că se va rezolva la
la anul, în anul 2023, să dea Dumnezeu să ajungem cu bine și sănătoși. Vă mulțumesc. Sper că explicația mea a fost domnitoare, da? Mulțumesc, domnule primar. Dacă mai sunt și alte intervenții, dacă nu, rog comisie de specialitate. Comisia economică a discutat. Și comisia juridică a vis favorabil. Mulțumesc. Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Da. Trecem la punctul 2 al ordinei de zi. Dar doresc să citesc hotărârea Consiliului Local privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Coțofănești, județul Bacău, domnului Florin Vasile, preot paroh. Consiliul Local al Comunei Coțofănești, județul Bacău, întrunit în ședința ordinară din 31 octombrie 2023, având în vedere referatul de aprobare înregistrat la numărul 5401 din 28.10.2022 a domnului Viorel Olariu, primarul Comunei, raportul de specialitate înregistrat la numărul 5442 din 22.10.2022 a domnului Manea Vasile, secretar general al Comunei, prevederile HCL 24, numărul 24 din 27.06.2022 privind aprobarea regulamentului privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Coțofănești, județul Bacău. Văzând rapoartele favorabile ale consilierilor de specialitate ale Consiliului Local Comunal, în temeiul prevederilor articolului 129 aliniatul 13 al articolului 196 aliniatul 1 litera A din OUG numărul 57/2019 cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se acordă titlul de cetățean de onoare al Comunei Coțofănești, județul Bacău, domnului Florea Vasile, preot paroh, pentru activitatea prodigioasă desfășurată în calitate de preot paroh al parohiei ortodoxe Sfântul Gheorghe din satul Coțofănești. Primarul Comunei va duce la îndeplinire această hotărâre. Prezentăm hotărârea. Acum dau cuvântul domnului secretar. Nu, după ce dăm... Da. Părinte. Primul rând să terminăm diploma de cetățean de onoare. Și diploma de cetățean de onoare pe care îl păstrați la dumneavoastră. Mai vă mulțumesc de suflet. Trăiți. Am emoții. Da. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Da. Lasă-vă la rog și să spun că... Dau cuvântul domnului secretar general al Comunei ca să citească drepturile și obligațiile și prevăzute în regulament. Da. Acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Coțofănești conferă titularul următoarele drepturi. Dreptul de susținere a unei alocuțiuni scrise sau verbale cu acordul organizatorului manifestării în situația în care manifestația este a festivității de fapt de direct, la de manifestare culturală și sportivă organizate de instituțiile aflate în Comuna Consiliului Local, în baza solicitării cetățenilor de onoare, adresată în stat cu instituție în cauză, la care se anexează propria hotărâre de Consiliul Local prin care s-a acordat timp. Dreptul de a participa la manifestări sau festivități organizate de Consiliul Local de Coțofănești, în care titularul conform protocolului este invitat. Și la furie, scutirea de la plata impozitului pentru clădirea de domiciliu și teren aferent, a unui autoturism pe vedere personală și pentru 20.000 de metri pătrați, teren extraordinar. Drepturile prevăzute la mai sus încetează următoarele situații. Decesul titularului, retragerea timpului.
posesorul titlului de cetățean de onoare al Comunei Buzovărești are următoarele îndatoriri. În activitatea desfășurată, în activitatea curentă pe care o desfășoară, să contribuie la dezvoltarea neîntreruptă a relațiilor sau activităților care au avut ca efect acordarea titlului submenționat. Să nu aducă niciun fel de atingere morală sau de prestigiu prin comportament sau acțiuni voluntare sau involuntare în altului titlu dobândit. Să nu compromită cu rea voință interesele comunității care a acordat titlul. În acest sens se pot enumera denigrarea unor realizări comune în diverse domenii de aplicare, atunci când apară diverse obstacole de natură legislativă, administrativă sau financiară, divergențe de opinii sau de strategii, ambiții sau interese personale. Diverse promisiuni făcute și neonorate din motive subiective, având ca scop dobândirea titlului precum și altor avantaje materiale sau morale. Întrebarea voluntară cu activități de derulare de către posesorul titlului activității că în urmă la Consiliul Local la Comunii Buzovești și a acordat titlul. Dau cuvântul domnului primar care dorește să spună câteva. Da. Trebuie să vină aici ca să pot să am toată sala, să rup pe toată lumea. Stimați invitați, părinte Protopop, părinților barohi, în primul rând vreau să vă spun bună ziua și bine ați venit în Comuna Coțofanistă, în județul Bacău. Este o onoare și o cinste pentru mine azi, în calitate de primar al Comunei Coțofanistă, să acord diploma, placheta și diploma mică de cetățean de onoare, adică să nu credeți că e o diploma mică, care se poate suporta la dumneavoastră, pentru că nu o să o port la toții cu cea mare. Să acord titlul de cetățean de onoare preotului paroh Florea Vasile la parohia Bisericii Sfântul Gheorghe din comuna, din satul Coțofănești, Comuna Coțofănești. Este a doua diplomă pe care o acord. Prima diplomă pe care am acordat-o în calitate de primar ca și cetățean de onoare a fost în anul 2005 ca urmare a inundațiilor și unde noi am avut un eveniment neplăcut aici peste totul și au rămas blocați doi adulți și trei copii minori, mici chiar, de 7-8-9 ani. A fost o, știu eu, muncă titanică de o noapte, ploua, apa mare, împreună cu ISU, împreună cu toate instituțiile de abilitate ale județului, cu mass media prezentă și am reușit ca într-un final să aducem pe acei oameni de acolo, pe acea insulă izolată, să-i aducem, să-i trecem la mal, partea aceasta la altă, și un act de curaj, ca să spun chiar eroism, cu numele rogoare, a fost un reporter de la Antena 3. Și acea festivitate a avut loc în Comuna Coțofănești în anul 2005, după acel eveniment neplăcut, dar care s-a încheiat cu bine. De aceea spun că este o onoare și o cinste pentru mine astăzi să acord această diplomă de cetățean de onoare și plachetă părintelui Florea Vasile. Și vreau să vă spun că nu mă voi opri aici. Am de gând și am mintea și viziunea aia să acord mai multe diplome de cetățean de onoare în Comuna Coțofănești, cetățenilor Comunei Coțofănești care și-au adus, care au adus plus valoare comunității noastre și am să o fac nu în apropiere de alegeri, să se interpreteze că e mită electorală. De asta am și făcut două acum, sunt doi ani până la alegeri. Țin să vă anunț și să nu uit că pe a doua zi de Crăciun sau a treia zi de Crăciun, cel mai bine zis, cred că cea mai fixă dată, ar fi a treia zi de Crăciun. Se vă acorda diplome de fidelitate cetățenilor comunei care au împreună 50 de ani de căsătorie. Festivitatea va avea loc tot în această sală, să dea Dumnezeu să fim sănătoși și bineînțeles că vom invita și preoții. Și de aceea am zis să acord acum că mai sunt 2 ani până la alegeri, pentru că sunt vreo 40 de cupluri care au peste 50 de ani de căsătorie și nu vreau să interpreta că folosesc în scop politic și electoral. Deci vreau să fie mai înainte
de alegeri cu 2 ani. De fapt, e mult de azi pe mâine, nici nu știm dacă vom candida, nu vom candida peste 2 ani de zile. E mult de azi pe mâine, dacă să ne pronunțăm pe o perioadă așa lungă de timp. Pentru invitații noștri care sunt veniți, majoritatea vă cunosc. În primul rând să mulțumesc preotului de la Vermești, parolul la Vermești, pe care am avut ocazia să-l vizitez, să fiu oaspete în parohia Vermești, de lângă Comănești. Am fost și oaspetele pe domnului primar Miron, care sunt, așa-l consideră, un prieten de-al meu. Astăzi am înțeles că nu poate veni. Părintele Florea am înțeles că l-a invitat, n-a putut veni. Și m-am simțit foarte bine în localitatea și în mijlocul dumneavoastră, ceea ce le doresc și vă doresc și dumneavoastră să întâmple același lucru. O să vă spun doar câteva cuvinte pentru de Comuna Coțofănești, celor care nu sunteți în Comuna Coțofănești. Comuna Coțofănești este o comună așezată, o comună medie cu 3500 de locuitori. Să nu vă mirați, suntem pe spor pozitiv, un lucru bun. Și vreau să spun că e o comună de oameni gospodari și așezați. Totdeauna mi-a plăcut mie să spune și expresia e mai nu neacademică, e mai popular așa, mai neoasă. Sunt oameni cu picioarele în pantofi și cu capul pe umeri. Deci știu ce vor. E o comună de mocan cu primele așezări, cu oameni veniți din zona Rucăr, Bran și Dragoslavele. Eu am mai povestit lucrul ăsta, lucrăm și la o monografie și să vă mai explic careva cuvinte, deci de monografie. Acești oameni s-au așezat aici și era ca un fel de drum al mătăsii, cu ghilimele de rigoare. Se venea și se făcea negoț la ajut. Ajudul era un oraș locuit în cea mai mare parte de jidan, de izraeliți, și veneau pe această culmea dealurilor noastre, pe la Oituz, de la Brescu, Oituz, Brașov, Brescu, Oituz, veneau până la, și de aici, în Pralea, în Coțofănești, Urechești și coborau la Adjud. Aici fiind un oraș de, cu tradiție negustorești. Și au avut loc primele așezări. Și primele așezări nu a fost Coțofăneștiul, primele locuințe n-a fost pe Coțofănești, sau Coțofăneștiul n-a fost în acest loc, în care vedeți, dumneavoastră, a fost undeva la podul Tărnășoi, în partea sfântă, spre malul Trotușului, cu acest sat al foc. Dar primele așezări au fost așezările Borșan și Bârca. De aceea, primele comune a fost comuna Borșan și comuna Bârca. În două comune, după aceea a fost comuna Coțofănești. Primele familii au fost familii de alimănești, cum se spune, Aliban, Jin, Bure, Jinga, Văsiești și așa mai departe. Deci, familiile care au fost, s-au așezat aici. Și așa au luat formă, au luat naștere, ca să zic așa, acest ținut cu așezări de mocan din zona mai sus amintită. Ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că dezvoltarea a fost una rapidă. Noi avem o monografie și acum mă repet, o monografie destul de voluminoasă, de laborioasă, ca să zic așa. Lucrăm la o monografie mai laborioasă cu domnul profesor consilierul al domnului Ivancescu Gheorghe. Avem și câțiva consultanți și lucrăm la o monografie care este destul de bogată, iar atunci când va fi terminată, va fi finalizată, o să punem la dispoziția cetățenilor și la cartea de onoare a primăriei Comunii Coțofănești. Ca și așezare, Comuna Coțofănești este atestată documental din secolul XVII, vorba despre timpul domniei lui Dimitrie Cantemir. Este o așezare cu care se ocupa în special cu agricultura, cum erau acele timpuri, cu prelucratul lemnului și așa mai departe. Pe aceste locuri, cred că nu există palmă de pământ pe care să nu fi vărsat sângele eroilor și străpunilor noastre. Pentru că aici a trecut frontul cel principal, ca să zic așa, de la Mărășești, Mărăști, Oituz. Tot aici a trecut. Aici era așezat regimentul 24 infanterie. Dacă istoria
vă reamintiți și o vizualizați. Este vorba de generalul Voitoianu, a călcat cu carambacismul pe acest pământ. Este vorba de generalul Averescu, de mareșalul Averescu și de mulți alți înalți militari ai ostașilor români din acea perioadă. Și ca să nu lungesc această monografie a comune, care este destul de mare, și dacă vreți răspund și câte mori de porumb erau în sat, în sat. Câte vite erau și așa mai departe. Deci v-am spus, este foarte... cine vrea să o vadă, o am și acum în formă orografă, am o parte din ea. Aici a fost, în timpul primului război mondial, peste râul Trotuș, a fost Palatul Regine Maria. Acest palat al Regine Maria, în perioada primului război mondial, nu credeți că era un palat prea mare, era un palat modest, cumva. I-au plăcut așezările meleagurile noastre și a construit un palat peste râul Trotuș și satul Boiștea de Jos, care e un sat de răzești. Fost sat de răzești. Acum, acolo mai sunt doar 15 gospodării. Și din palat, vă spun ce s-a întâmplat și cu el. Pe timpul războiului, primul război mondial, 1914, mai bine 1916, l-a transformat în spital de campanie, pentru fiind linia frontului, l-a transformat în spital de campanie, unde erau dus cei răniți și tratați. Într-o seară, venind după front cu câțiva răniți, acolo era un mare bal, au bătut la ușile, la porțile palatului, nu s-a deschis, dar a sărit un suboficier și s-a uitat că înăuntru era un mare, o mare petrecere, ca să vă spun, un mare desmăț de asistente și ofițeri de acolo. Și atunci au hotărât și au dat foc palatului și a dat astfel întregime și n-a rămas aproape nimic din el. Adică spitalul în acel moment, palatul, când spunem, palatul. N-a rămas decât și acum mai sunt câteva ruine acolo, Boloran, plus. N-am știut să speculăm și să oportunizăm, știu, din punct de vedere turistic, dar nu trebuie să acolo, încolo. Pentru că era foarte puține rămășițe și nu mai avem nici poze, ca cum ar fi arătat el atunci când era în vechi. Ce pot să vă mai spun? Că Regina Maria venea foarte des la Coțofăneci, era peste râul Coțu și era un pod, se trecea la acel palat, la acel spital de campanie din 1916, și peste deal de aici mergea foarte des, am poze cu asta, chiar în monografie, mergea foarte des la Mănăstirea Mușuroaie. Pe aici, peste deal, trei drumul, cum spunem noi, până la Anghereni și Ungineni, se ducea la Mușuroaie. Și arătau locuri pe pasurile între cele la anumite hamuri. E foarte interesantă monografia Comunii Coțofănești. Vă sfătuiesc să solicitați atunci când va fi data. Chiar și în forma asta o vrea să vă da. Are undeva acum la vreo 2000 de pagini. Foarte laborioasă. Și sperăm să fie gata. Vreau să vă spun doar atât. Că cetățenii Comunii Coțofănești sunt recunoscători oamenilor care aduc cu zvană, oamenilor care lasă ceva în urma lor, oamenii care se dăruiesc în ceea ce fac. Și de aceea am spus că este a doua diplomă de onoare pe care o înmânesc, pe care am mânat-o astăzi și nu va fi ultima dacă Dumnezeu mă ajută să fim sănătoși și eu și dumneavoastră și toată lumea. Acum să nu credeți că au fost și minți, sunt și minți odihnite, care au gândit că e de părintele Florea, a dat un cetățean de onoare care are 100 de hectare de teren, care de fapt lăsa părintele sa primarului să nu mai plătească impozite și taxa la primăria Comunei. Una din mințile odihnite. Ați auzit? E bine. E bine că se mai sunt din astea care au intrat în noaptea minții pentru că ăștia au început să facă economie de energie înainte de a ne lua ăștia, de a opri ăștia din afară. Și fel de fel de versiuni. Vreau să vă anunț că este inițiativa mea, așa cum s-a spus și în materialul de ședință. Sunt responsabil de ceea ce am făcut. Este un atribut al primarului. Am făcut cu mare dragoste și cu mare, știu eu, dacă vreți, chiar cu
mare iubire, nu am făcut-o din anumit interes și n-am să fac lucrul ăsta niciodată. Ceea ce spuneam și părintelui Protopop la casa parohială, că totdeauna pe mine mult e o distinție. Mă bucur că o primesc, înseamnă că mi se recunosc și se merită, dar eu ceea ce fac, fac din conștiință și din dragoste. Vreau să spun că împreună cu părintele Florea Vasile, venit în septembrie 1998, sper că nu greșesc data, și anul, adică luna și anul nostru, în 1998, în parohia Bisericii Sfântul Gheorghe din Cotropanești, care s-a dăruit și a muncit timp de un sfert de secol, în place mie să spun, 25 de ani. Este preotul care, după părintele Cioroiu, a stat cel mai mult în parohiile din satele comunii Cotropanești. Și a început cu a face lucruri frumoase, împreună cu el Măriașii, cu cetățenii comunii satului Cotropanești și împreună cu primăria și consiliul local. Eu am venit la primărie în 1996, deci suntem contemporani ca și activitate și am reușit să facem lucruri frumoase, începând de la altar, de la biserică, de la învelit, de la lumea care este aici, știe, e Măria și știu ce s-a lucrat. Bine, niciodată nu vom putea face toate lucrurile și să fie totul perfect. Totdeauna mai e loc de făcut, mai e loc de mai bine, dar important că s-au făcut niște realizări mari. Și a fost cel care ne-a alinat sufletele și ne-am dus și din punct de vedere spiritual ne-am găsit liniștea în casa lui Dumnezeu la biserica din Cotropanești. Am mers. A fost mare părere de rău când am aflat de plecarea părintelui la Bermești, dar am înțeles-o, este omenesc, este firesc, ca fiecare să se retragă spre casa părintească, spre meleagurile natale. Și am mers și acolo, și la investire de acolo, și am fost și la investire de aici, a părintelui Codrin. De fapt, eu sunt un om al bisericii și totdeauna pentru mine sunt niște repere, dacă vreți. Educația, credința, educația sunt lucrurile cele mai de preț. Dacă nu avem oameni educați și credincioși, ne putem duce la vale. Trăim într-o lume a globalizării. Pentru mine Europa nu înseamnă prea mare lucru. Eu n-am fost și o spun și am spus-o, n-am fost pro-european. Ne-au distrus din valori, dar cel mai critic este că se umblă la ceea ce am spus și la Casa Parohială și reiterez. Se umblă la temelia existențială a poporului român, la credință, la religie. Este grav. Și din păcate, se umblă și uneltele noastre prin niște particulețe meteoritice care vin cu scopuri bine definite de a uzurpa, de a căuta să ne lăsăm de ceea ce ne este mai sfânt nouă de credință și de religie. Eu sper că o să avem tăria și înțelepciunea să putem să luptăm împotriva acestor oameni și credincioșii neamului românesc este bine să ia atitudine și să fie mai hotărâți. Pentru că, haideți să vedem un exemplu pe care pe mine m-a lăsat puțin trist. A fost când s-a votat între familie și știți ce. Și vreau să vă spun că e Măria și nu este o parte din ei. Din păcate mulți au stat acasă. Și au fost manipulați tot de aceleși partidulețini, crezând că votează să salvize pe Dragnea la pușcării. Așa s-a vehiculat, cel puțin în zona noastră. Deci se încearcă manipularea neamului românesc și se încearcă acolo unde suntem cei mai
tari și sensibili ca, ca oameni. Eu zic că vom reuși așa cum am reușit de fiecare dată, în vremurile de restriște și de mari, știu eu, dureri, noi am trecut peste tot. Nu o să spun, mai spun multe lucruri, doar atâta. Să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Să vă doresc sănătate. Să mulțumesc părintelui Protopop, care întotdeauna a fost alături de noi, alături de comunitatea noastră. Și sper să nu-l dezamăgim și noi vom întoarce cu aceeași monedă. Să avem încredere în noi că numai noi putem să ne construim un destin frumos și să avem ceea ce să predăm nepoților și strănepoților noștri. Să mulțumesc Consiliul Local pentru faptul că a votat și a fost de acord cu această acordare de diplomă și de plachetă. Și nu în ultimul rând, să mulțumesc Bunului Dumnezeu că am ajuns aceste clipe și am reușit să facem acest lucru. Iar părintelui nou venit să-i spun să dea Dumnezeu să faceți dumneavoastră de 43 ani în parohie la Cuțofăniți și să luați exemplu părintelui de la Vermeș, care a avut 42 de ani de activitate. M-am gândit în aceeași parohie, Dumnezeu să vă dea sănătate și să aveți bucurii. Și părintele Florea, care dacă nu se grăbeau lucrurile, prindea din urmă la Cuțofăniști. Până la pensie, prindea. Da, încă o dată vă mulțumesc pentru că v-am captat atenția, sper că v-am plictisit. Să vă dea Dumnezeu sănătate, mă bucurii și fericire. Doamne ajută! Dacă vreau să vă spun cineva ceva, spunea părintele că este normal să... Da, dacă vreau să mai spună câteva părinte, să ne reprezinte cu cei mai frumos pentru comunitatea noastră. Este un reprezentant care îl cunosc de mult timp și doamna preoteasă, care a fost avatorul în permanență în lumea lui, în perioada asta de activitate în cadrul comunei noastre. O chestie foarte frumoasă. Am văzut și domnul Sara Maria, care este căsătorită, ați copii. Și rugămintea noastră, mulțumim tuturor celor care au fost domnul Protopop, cu ceilalți suport de preoți, cunoscuți, și domnul cetățean de onoare să ne reprezinte cu noi. Îl felicit încă o dată și să ne reprezinte și să fie alături când mai sunt momentele astea mai triste, să ne spună că peste. Mulțumim! Dacă mai doriți. Părintele Protopop. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Aș începe prin a spune că fac Sfânta Cruce într-un sat ortodox. M-am bucurat că dumneavoastră, domnule primar, face Sfânta Cruce, toți cei care suntem aici, pentru că se vede că câteodată semnul acesta pe unele persoane deranjează. Cuvântul meu nu se referă la acest aspect și aș vrea să salut, în primul rând, Consiliul Local, toți cei care ați votat pentru această frumoasă distinție pe care Părintele a primit-o, dumneavoastră, domnule primar, domnule președinte al acestei ședințe, care ați vorbit atât de frumos, domnule secretar, și tuturor celor care sunt din administrația Consiliului Local din Comuna Cuțofănești. Aș vrea să vă aduc la cunoștință că îl cunosc pe Părintele din anul 1988. Atunci când noi ne-am cunoscut la Văsiești, la biserici, mergeam, cântam și noi am avut o generație. El este cu un an mai mare, Părintele Vasile, decât noi, la Mănăstirea Neamț. Și acolo noi am fost 800 de candidați pe 30 de locuri. Ca să vă dați seama ce însemna concurența în ceea ce privește seminarul. Am venit cu un an mai târziu pentru faptul că Părintele era mai în vârstă decât noi și de reținut este faptul pentru că de atunci Părintele, după ce a terminat liceul, Părintele a început din nou seminarul. Pentru că comunismul
nu aproba studiile seminariale sau nu recunoștea acestea ca fiind ceva pentru noi toți. Și atunci trebuia să începem din nou școala, cum am făcut-o și eu, deși luasem, și nu știu dacă este un lucru, la Olimpiada de Fizică, undeva spre București, totuși mama mea m-a îndrumat să merg la seminar și mi-a plăcut lucrul acesta de mic și am făcut clasa 10-a și apoi ne-am dus la Mănăstirea Neamț. Era perioada cea mai tulbure, dar și cei mai mulți candidați, părintele Vasile știe foarte bine. Nu a durat nici măcar 3 luni de zile și părintele a devenit șeful internatului în Mănăstirea Neamț. Erau foarte mulți, gândiți-vă că noi participam la masă, curățam cartofi, eram foarte bine organizați și lucrul acesta ne-a călit foarte mult. După cum se cred că se și poate vedea, nu puteți dumneavoastră să ne dați flori sau spin cât putem noi duce. Pentru că noi suntem formați în armata bisericii, care este armata lui Hristos. Și spun lucrul acesta cu multă responsabilitate. A venit timpul ca în al prea sfințitul Ioachim, care a ajuns vasluian, să spunem, episcopul Vâșilor, să vină la Roma și atunci pe noi, în 1991, 90-91 am fost transferați la Roma. Am fost două generații. Eu personal am făcut ascultare pentru că, deși o parte din colegi eram liber să rămânem la Mănăstirea Neamț, timpul și faptul că părinții mei nu aveau mașină și era mai comod să vin de la Jut cu trenul până la Roman, am mers la Roman și acolo ne-am întâlnit și cu părintele Vasile Florea. Aici am stat împreună mult timp, am avut ce învăța de la părintele și, ca și o glumă vă spun, pe lângă frumoasele colinde pe care le cântam, slujbele pe care le făceam la Catedrală Arhiepiscopală, având un episcop de aproape 100 de ani, în al preasfințitul Eftimie, de la care am avut ce învăța cu toții și era de o bunătate rară, mergeam acolo, ajutam, pentru că este una din curțile cele mai mari pe care le are o arhiepiscopie, să sunt pe atunci Episcopia Romanului și Hușilor pe care o aveau. Și noi mergeam acolo la muncă, la cartofi, la ce era de făcut, plus școala și toate celelalte. Acest lucru pentru mine, eu i-am spus-o lui părintele și o spun și acum în fața dumneavoastră, m-a dat fiind faptul că era mai în vârstă, mai matur, era un model pentru noi. Mai ales că eu eram cu dânsul din același oraș, orașul Moinești. Pentru că el este din Văsiești, eu sunt din Moinești, strada Mihai Eminescu, zis Găzărie. Acum unde este protopopiat. De aceea cu părintele am avut o prietenie deosebită și sincer trebuie să vă spun că în ceea ce privește contabilitatea unei parohii nu este atât de ușor ca un preot să-și bată atâtea cuie în cap pentru niște sume care nu-i aparțin lui. Noi parcă suntem damnați câteodată să strângem noi ceaseurile de la credincioși când de fapt niciodată munca noastră nu este recunoscută pentru că se pune în discuție că rugăciunea nu aduce profit. Profitul nostru nu este pe lumea asta, ci în cealaltă. E foarte greu să se înțeleagă lucrul acesta și de aceea câteodată se întâmplă anumite aspecte, cum poate s-a întâmplat și aici în comună și pentru că comunitatea și situația, să spunem, bisericească au creat acest lucru, sunt deschis față de dumneavoastră, cât de curând și pentru părintele Vasile Leru se va găsi o soluție pe care noi o avem în vedere. Deci noi ne apărăm cadrele noastre, indiferent de ce situații vor fi, găsim soluțiile cele mai bune, ca așa comunitatea să fie mulțumită și fie să fie sprijinită. În cazul acesta pe care noi îl avem cu părintele Codrin, care, vă spun sincer, este un exemplu de cumințenie și de ascultare și noi îl avem aici în vederea continuării activității atât de frumoase a părintelui Vasile Florea. Revenind la părintele Vasile Florea, domnule primar și distins adunare, aș vrea ca numele ierarhului nostru să mulțumim pentru faptul că distinția pe care ați oferit-o părintului Vasile este onorantă și pentru noi preoții, deși părintele nu mai este în protopopiatul Onești și este în protopopiatul Moinești, rămâne un membru, să spunem, activ și de suflet al nostru.
A fost un model pentru mine personal când eram în seminar, va rămâne, mai ales prin statura familiei lui și aș aminti copiii dânsului care se dea o înălțime extraordinară duhovnicească și tuturor eu personal ca și protocop și reprezentant al ierarhului și al preoților, vă mulțumesc din suflet. Dacă mai dorește cineva, atunci am să spun și eu câteva cuvinte. Dar din faptul că am fost mai apropiat de părintele Oren, consider că această hotărâre a Consiliului Local de a i se acorda titlul de cetățean de onoare este un semn de respect și apreciere a întregii sale activități de un sfert de veac în satul Coțofănești, în care a reușit să se apropie spiritualul de întreaga comunitate și față de care a încercat să o înțeleagă, să o cunoască, să o ajute în momentele deosebite. Aș trece în revistă doar câteva din ipostaze de vieții de 25 de ani în comună a părintelui Florea. În afară de faptul că s-a apropiat de întreaga comunitate, s-a aplicat cu predilecție asupra celor în vârstă, celor neputincioși, pe care îi vizita periodic și care îl așteptau cu nerăbdare și cu interes să îi asculte poveștile și îndemnurile. De asemenea, și în legătură cu aceasta, îmi vine în minte cazul lui tante Leana Neagă, pe care a stat-o deosebit de mult. S-a aplicat mult și asupra celor bolnavi, cum a fost cazul fetei de la bloc, Monica, pe care părintele a ajutat-o deosebit de mult. Monica, să știți că doctorii nu-i dădeau o viață mai lungă de 18 ani, dar datorită faptului că a fost ajutată de părintele care și-a făcut parcă un program de activitate referitor la viața Monicăi, a dus-o de nenumărate ori la Cluj, la multe investigații, la spitalele din Bacău, la dializă, pe banii dumnealui, pe timpul dumnealui și cred că mulți ar fi făcut acest sunt momente care eu nu le pot uita și cu aceasta sau multe alte activități pe care le-a făcut dumnealui. De pildă, s-a implicat foarte mult în întreținerea localului bisericii și a insistat mult la Consiliul Local, a fost ajutat de la combustibil, de la lemne, până la acoperișul bisericii sau la acasă parohială, nu? Da. Sigur, sunt multe de spus, că e și un gospodar deosebit, a venit de aici la casa parohială, a întreținut-o, deși era deplorabil, a construit grad, dependințe, a crescut animale, de tot felul. 20 metri de fântână. Așa, a făcut fântână. Și nu mai spun că e un familist deosebit. A fost și profesor de religie la școala Coțofănești, activitate pe care o continuă astăzi doamna. Are niște copii realizați deosebit.
sunt multe și cred că sunt suficiente motive ca să-i mulțumim pentru activitatea pe care a făcut-o și să dețină cu cinste acest de cetățean de onoare al comunei. Vă mulțumesc! Eu că emoțiile sunt mari. Am avut eu emoții, dar voi, părintele. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Aduceți-vă și strângeți-vă comori în cer, unde nimeni nu le fură și nimeni nu le strică. Onorată audiență, vă mulțumesc pentru toți și toate. Pentru cuvinte, pentru laude, pentru critici, pentru prezență, pentru bucuria de a fi astăzi împreună. În primul rând, rugăciune. Sigur că emoțiile își spun cuvântul, pentru că o stâncă, atunci când este lovită de intemperii, cât de puternică ar fi, tot cedează. Acum, emoțiile mă cuprind enorm și domnule director, profesor de istorie, domnul Ivancescu, m-a făcut să lăcrimez pentru că ne-a făcut tuturor celor care am cunoscut-o pe Monica să ne aducem aminte de dânsa. Și pentru aceasta am lăcrimat. Pentru că au fost 20 și ceva de ani de suferință a ei. La care am fost cu toții părtași, dacă am vrut, să ne salvăm și să ne ajutăm unul pe celălalt. Dacă sunt ceea ce sunt, spune Sfântul Apostol Pavel, sunt numai prin darul lui Dumnezeu. Și restul nimic. Nu am cuvinte de mulțumire, sigur că da, pentru ierarhii care mi-a rânduit Dumnezeu în viață, pentru că și-au pus mâinile peste mine și m-au investit să fiu prezent în comunitățile rânduite de Dumnezeu, unde dânsii m-au trimis. Nu am cuvinte de mulțumire, sigur, celor cărora ni-a rânduit, folosesc pluralul pentru că am plecat în comunități, în parohii, alături de soție și ne-am împlinit familia prin rânduiala lui Dumnezeu, dar în egală măsură cuvintele de mulțumire sunt împărtășite și cu cei care Dumnezeu mi-a rânduit ai păstorii. Și dacă mi-ați cerut acolo, de fapt, cei care investesc astfel de și conferă astfel de titluri anumitor persoane, dacă acolo se specifică faptul că rămânem datori și legați de comunitățile care ne-au onorat cu astfel de diplome, vă putem asigura și vă pot asigura și nume personal și nume propriu, așa personal și colectiva colegilor slujitori, preoți ai oastei lui Hristos, care este izvorâtă din seva, tradiția și credința poporului român, că la fiecare sfântă și dumnezeiască slujbă și în special dumnezeiască liturghie, aceasta și facem. Pomenim pe cei care, iată, Dumnezeu ne-a rânduit, așa fiecare cu felul lui de a fi, cu acel complex al sistemului periodic al elementelor, din care omul este creat de Dumnezeu atunci când ne-a luat din pământ și ne-a alcătuit ceea ce suntem. Și de aceea, sigur că permanent există în noi înșine
tot felul de gânduri, tot felul de lupte. Cineva spunea, mi-am propus să schimb lumea, începând cu acel om, iar acel om să fiu eu. Cea mai mare avere a noastră, a preoților, pentru că așa spunem la momentul când depunem jurământul de credință față de Hristos, popor și biserică, cea mai mare avere este ogorul sufletesc fiecare al credincioșilor noștri, dat spre păstorire, spre cultivare duhovnicească, avere care trebuie, așa cum spunem acolo la acel jurământ, trebuie înmulțită, negreșit, că putem la acest jurământ, acest jurământ se referă și la patrimoniu fizic, pentru că pentru a ne zidi sufletește avem nevoie și de locașul de închinare. Casa lui Dumnezeu, acolo unde ne adunăm, unde ne spunem ofurile, păsurile, ne plecăm genunchii, acolo unde și plângem, suntem și veseli, acolo unde slujim în special Sfânta Șmeziasca Liturghie, pentru prefacerea cinstitelor daruri în Sfintele, daruri în trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, pentru a fi administrat, dat credincioșilor, tocmai spre zidirea lor sufletească. Sigur că primim în administrație și avere fizică și de cele mai multe ori, dacă nu chiar totdeauna, permanent, am avut în minte și acest aspect, dragilor, acela de a înmulți cu orice preț averea bisericii și a zidi sufletește credincioșii. Și în acest sens, pot să declar, luând martor de Dumnezeu, că în sensul acesta am făcut tot ce am putut ca să las un plus de valoare pe acolo pe unde am trecut și la această parohie unde am stat aproape 25 de ani, unde cred că alături de doamna preoteasă ne-am împlinit și familial și duhovnicește și așa mai departe. Și averea noastră cea mai de preț, cum spuneam, sunt sufletele credincioșilor noștri. Sigur că aș da dovadă de egoism și de lipsă de respect și de dragoste dacă, cu acordul dumneavoastră, câte o frântură din această diplomă, să o împart fiecăruia în parte care m-au înțeles, care m-au răbdat, care ne-au fost alături, ne-au ajutat și împreună am lăsat ceva pentru comunitate, zbătându-ne ca de cele mai multe ori să ieșim, eu știu așa, pe plus valoare, cum se spune așa, atât din punct de vedere spiritual, duhovnicesc, cât și din punct de vedere material. Dacă este sigur ca să împart, privind această distinție de onoare, negreșit că o împart cu fiecare dintre dumneavoastră. O împart cu ierarhul meu, cu protopopul, cu colegii, cu familia, cu soția care mi-a fost alături și m-a înțeles, cu care împreună ne-am împlinit Dumnezeu dărându-ne copiii care îi cunoașteți destul de bine, cu care a venit în această comunitate, cu finii noștri spirituale, atât finii de botez cât și de cununie, cu prietenii dragi, cu cei care întotdeauna ne-au înțeles, ne-au iubit, ne-au respectat și în care întotdeauna am avut și ce învăța de la dânsii și ce să învăț. Pentru că permanent suntem într-o continuă perfectare, pentru că perfecți nu suntem. Nu-i greșit că sunt multe de spus. Aș dori, pentru că Dumnezeu, dacă rânduiește să fim sănătoși alături de soție și enoriașii pe care mi-a încredințat Dumnezeu, aș dori ca dincolo de toate, din punct de vedere personal, nu doresc decât pace și sănătate pentru toată lumea, aș dori ca pentru credincioșii care mi-a rânduit Dumnezeu la parohia Sfântului Ilie Vermești, și pentru Biserica lui Hristos să pot să lucrez și să fac ceva și să las în urma mea vrednic de pomenire
atât pentru, în primul rând, pentru Biserica lui Hristos, dar și pentru mine ca slujitor, pentru noi ca trecători pe această lume, pentru că atunci, sigur că da, când vom fi chemați să dăm răspuns la dreapta judecată, sigur că da, să găsească Dumnezeu pentru fiecare și pentru mine ca slujitor și familia și familia mică de acasă și familia mare, parohia, să găsească un loc ușor în Raiul Dumnezeiesc pe care îl răvnim cu toți. Vă mulțumesc din suflet, domnule primar, domnilor consilieri locali, domnilor consilieri ai parohiei Sfântul Gheorghe în Coțăfărești, cu care am colaborat, atât cei care s-au perindat de-a lungul timpului și nu mai sunt printre noi, Dumnezeu să-i odihnească, o activitate de 25 de ani, sigur că da, nu poate fi trecută atât de ușor, în câteva zeci de minute, tocmai de aceea nici nu vreau să abuzez de răbdarea, de dragostea și de oboseala dumneavoastră. Negreșit că nu vreau să rămân dator absolut nimănui, vreau să mulțumesc, sigur că da, și părinților, de fapt tatăl mai trăiește, atât alor mei cât și socrilor care au plecat din această viață pământească, să mulțumesc nașilor de cununie care sunt alături și care, în felul care și astăzi și de-a lungul timpului ne-am bucurat întâlnindu-ne la multe evenimente în această comunitate și, sigur, în evenimente personale. Să mulțumesc tuturor celor care, iată, Dumnezeu a rânduit ca să vă rupeți un pic din timpul dumneavoastră și să ne fiți alături. Și vă rog frumos, dacă îmi îngăduiți, ca înainte de a încheia acest cuvânt, să las și să lăsăm și noi aici pentru comunitatea Comunei Coțofănești o icoană a Maicii Domnului care ne este povățitoare, apărătoare și rugătoare în tot ceea ce vrem să zidim, sufletește pe acest pământ. Ne rugăm pentru conducătorii noștri, mai marii satelor, orașelor și oastea țării. Și nume personal, mă rog ca Maica Domnului să fie ocrotitoare și să înțelepțească, să lumineze pe cei ce vor fi rânduiți, să fie conducători spirituali și lumești pe calea mântuirii și dezvoltării comunității Comunei Coțofănești. Darul preotului Florea Vasile Romos și Preistura Maria cu familia, primăriei Coțofănești, 10-11-2022 și vă rog frumos în tot capitală să avem să trăiți și vă mulțumesc. Urez Părintelui Cotrin și Doamnei Preotese multă sănătate, dragoste, înțelegere și, eu știu așa, comunicare, copii frumoși, sănătoși, comunicare pe calea mântuirii și a realizărilor frumoase la nivel de biserică și de comunitate. Să fiți sănătoși, să rămână. Haideți să facem o poză cu Părintele Protopop cu Uitava Bune, aici ne credem de mai bine, nu? Felicitări și la mulțumesc tuturor. Acum, ce să vă spun? Vă mulțumim frumos pentru că ați avut răbdare cu noi și nu uitați de ceea ce am, de invitația pe care l-am lăsat în casa parochială.